Deputatul PSD Radu Popa este hotărât să lupte pentru proiectul său de lege care seamănă cu o măsură de protecție socială. Popa își dorește ca două dintre categoriile sociale defavorizate, respectiv tinerii între 22 și 25 de ani, care cu greu găsesc un loc de muncă din cauza lipsei de experiență, dar și persoanele cu vârsta între 50 și 55 de ani să fie scutite de la plata CAS. De plata contribuției vor fi scutiți și agenții economici care îi vor angaja. Îi conving pe colegii mei să votăm un proiect de lege prin care atât angajatorul, cât și angajații să fie scutiți de la plata CAS-ului pe primii 3 ani, pentru primii 3 ani de contract. Nu pierde nimic bugetul, pentru că prima întrebare pe care mi-a pus-o Victor Ponta în momentul ăsta a zis ce presiune punem pe buget. Păi nu punem nicio presiune pe buget, pentru că oamenii respectivi în momentul ăsta nu sunt angajați nicăieri și ei nu plătesc nicio taxă, niciun impozit, nu beneficiază de contribuții de asigurări sociale de sănătate și din cauza asta nici nu sunt asigurați. Pe scurt, statul nu pierde nimic. Deputatul PSD spune că de proiect a auzit și premierul Victor Ponta și speră să găsească înțelegere și la colegii din Parlament. O piedică în calea adoptării proiectului de lege ar fi o altă măsură ce vizează CAS-ul propusă de partenerii de coaliție de la Partidul Național Liberal. Liberalii vor au o inițiativă acum, înțeleg pe surse, ca să zic așa, că ei i-au cerut ministrului Chițoiu să anuleze pe de întregul să scadă cu 3% CAS-ul. Și în momentul ăsta specialiștii din Ministerul de Finanțe calculează reducerea CAS-ului cu 3%. Din acest punct de vedere, sunt un pic rezervați pentru că așteaptă să vadă dacă măsura lor prinde. Exact, dacă măsura lor poate fi aplicată și atunci probabil că vor merge pe proiectul lor. Întrebat dacă măsura liberalilor de a micșora CAS-ul cu 3% ar anula OPEASA, deputatul Radu Popa a afirmat că până la urmă calculele sunt totuși politice.